au venit, altă și pe mama. Mama a luat frățorul și mai mare Ionuț, a luat o pernă, a luat icuniță și i-a îmbarcat și i-a dus la Bucoveț. De acolo, pe drum, mergând pe drum, mama ține minte. O trecut un râu mare, dar le dădea siliotcă, ca chifal. Da, da. Le dădea drum, drum crăsnață. E... fel de cașă, da, de da. Și iată... arpacaș sau ceva. Arpacaș. Și mama ține minte cu o trecut râu, iată de... era ziua călduri mari, 50, noapte era frig, în vagoane, era 8 vagoane. Era numai pierdere, o pierdere, o căldare, unde se duceau de-a mai cu... Și iată, de călduri, de este ea, fratele o decedat de un an, jumătate. Și a oprit, probabil, în Gorki, așa, ca în Nirni Novgorod. A oprit cu excavator, o săpat. Erau 8 decedați în vagoane și au mers, au ajuns în, pe 2 august, au ajuns la, în Irkutsk, adică... Aproape o lună au mers, da? Aproape o lună, da. Și căldurile astea, era iulie ca acum. Da, dar e nu puteau. Și tata avea 7 clase, pe el în 50, eu dus acolo ea, într-un sărai unde au ținut deportat răpânez. Și mama era gravidă și în 49, pe 17 septembrie, a născut pe un frate de-a meu, Grigorie. Eu tot sunt Grigorie, Vânelul Grigorie, eu din astea, Grigorie și Gavril. Și doi frați v-au numit la fel Grigorie? Păi nu, l-au născut pe Grigorie. Primul a murit, era din 47, a murit în tren, în vagoan. În 49 l-a născut acolo, i-a dat 2 săptămâni să stai cu copilul, pe urmă l-a luat, l-a tăiat la lucru. La lucru. Și în... în iarna 50 au fost niște vieruri strașnice. Iată, fratele Grigori, dimineața când s-a trezit, era un serviciu la o burjui. Și l-a găsit înghețat între dinți. Sara era o căldură, dar dimineața s-au promulat. Tata meu a terminat acolo în 50, mașinist paravoza. Apoi electrodizine și în 56 pe 7 noiembrie eu reabilitat. Adică după ce mori Stalin. Nu, în 56 Stalin. Da, 3 ani după aceea, da. Și eu lăsat să vin acasă. Și au venit, au ajuns în martie 57, eu am venit acasă. Casa era dată, eu am trei frați acolo, trei bunei, adică un bunel și două bunele, și două surori de al mama de 18-20 de ani. Care... murit acolo. Da. Și în 57, când a venit primăvara, s-a dus, tata s-a dus la Nănaș de Comunii. Nănășări, vezi că și prut s-a întors înapoi? Vezi că cineva a spus că a fost pedepsit, dar a fost pedepsit de Dumnezeu, coleg. August 50, Mănașul de Comunie o omoară, era un curvar, o omoară pe Mănașul de Comunie și o omoară și el, știi? Și o omoară și el și a zis că unii o îngrupați pe Olga, Olga să mă îngrupați pe mine. Uite, vezi, apoi ziceți că Dumnezeu mă bate.
Și iată, istoria. Am un frate, la cel mai mare, în Rusia. Eu a fost șef, i-a făcut armat Zolta. Bă, leu. Nu, și da. Și-a rămas acolo, da? Nu, el a fost aici, el aici a terminat tehnicumul electromecanic Chișinău. Apoi a terminat și el s-a dus pe Comsomolskaya Putyovka, știi? S-a dus încolo, iar s-a dus la Camaz. La Camaz a ajuns în Iacutia, acolo era zona închisă, Iacuta Mazdolta. Deci el născut aici în Moldova sau tot acolo în Siberia? E născut în Siberia, el. Și a fost reabilitat, întors acasă și după aceea s-a dus să lucreze în Siberia? Nu, adică s-a dus, de cum mai rău, era... Traiu chiar, s-a mutat acolo cu viața. Da, vă spun... De-am de bună voie. Nu, eu vă spun că eu un patriot, jos pădărie, el acolo în Iacuri avea Maftei TV, avea televiziunea lui, a mea în Caluga, și da, eu un patriot, are un fișor, așa la rus complet, dar fica e Moldova, româncă de bidet, adică și e cumnata e din Caluga. Rusaică. Și o cheamă Elena. Uh-huh. Când a venit aici, mama e, nu știe, e Elena, dar zice Ileana. Uh-huh. Era gravidă. Și a pus numele, e scris Maftei Ileana. Și bravo, dar și șapte limbi. Eu când vorbesc cu dânsa, de trei ori a fost aici, e poliglot, adică știe engleza, franceza, germana, în cehi am învățat, o știe română, rusa și italiană. Și, bravo! Nu, dar... Bravo, care, vedeți că totuși vița rămâne. Mulțumesc pentru mărturie.